chiar. Dar noi nu știm după nume, dar sunt toți vecinii noștri de Bereasca. Fiecare care are în ploiești demolări, gunoi sau ceva, apelează la ei, vine cu căruța, îl basculează aici. Ați solicitat sprijinul instituțiilor, primăriei? Bineînțeles, avem hotărâri, avem decizii de la Garda de Mediu, de la primărie, avem partea de dosarul. Toți vecinii am semnat pentru igienizarea locului ăsta. Pe noi nu ne interesează decât să fie, să trăim și noi într-o curățenie. Cum trăiește tot Ploieștiul, vrem și noi la fel. Ați reușit să semnalați că sunt depozitate deșeuri, să vină cineva chiar atunci să constate lucrul ăsta? Cum să nu? Și a venit Garda de Mediu, a venit poliția locală, a venit toată lumea, cu ei aceia alții descărcat. Deci n-am avut nicio reacție că e poliția lângă ei, lângă noi. Adică, deși erau pe teren și descărcau, cu toate acestea, nu s-a oferit nici de poliție locală? Nici de poliție, nici de nimic. Vin, baia arde cauciucuri, arde cabluri, ce... Aia. Ia foc câmpul, stau pompierii câte 3 zile aceea pe cap. De regulă vin oameni cu căruțe sau cu, chiar și cu mașini și mici? Și cu mașini de-astea, dubițe, care cum are gunoi, care cum să... Practic a devenit un focar de infecție pentru pentru că se depozitează gunoi aici. Și poliția locală, poliția, primăria Ploiești, oricine, toate autoritățile, Garda de Mediu, cine trebuie să se ocupe de chestia asta, dă din colț în colț. Că nu e al lui, ne-a pasat la Blejoi, ne-am dus de la Blejoi, a venit Blejoiul că e la Ploiești, că e intabulat pe Ploiești, Ploieștiul că e pe Blejoi și tot așa ne... De ani de zile stăm în infecția asta.